Whenever I'm off to find a sunset, a flavor of a memory. Whenever all the stars above are shining, then I know I'll never be alone. Wherever all my wishes may be held. Salutare, dragilor! Bine ați venit sau revenit pe canalul meu de YouTube. Astăzi începem un nou daily vlog. Astăzi este vineri, ceasul este 8 și un pic. Avem aici cafea și cu siguranță nu o să fie ultima, pentru că nu am dormit chiar foarte bine. Moti a avut chef de joacă toată noaptea. Mia doarme, surprinzător că înainte ea ne trezea. Mia doarme toată noaptea, Moti nu prea. Și toată noaptea l-a mușcat pe Florin de cap. Nu știu, avea o treabă cu părul lui, așa că se tot trezea. Și m-am trezit de foarte multe ori. Dar o să vedem cum o să fie ziua de astăzi. Vreau să îmi beau cafeaua. Vreau acum, în prima parte zilei, să-mi monitorizez fetele mele, pentru că n-am reușit să vorbesc foarte mult ieri cu ele. Doar le-am verificat, a fost tot în regulă, dar vreau să mai modific niște lucruri și să mai vorbesc puțin cu ele. Așa că asta vreau să fac acum, după care o să vreau să vă arăt și vouă ce o să mâncăm astăzi și o să vreau să mă apuc de acele pâinici, vreau să le fac acum dimineață ca să pot să am după amiaza liberă pentru sală și pentru acel reel pe care vreau eu să-l filmez. Dar în principiu asta vreau să fac acum dimineață, vreau să-mi termin repejor tot ce am de făcut ca să știu că am ziua apoi liberă. Merg să-mi savurez cafeaua aceasta cu un soare foarte frumos. V-am arătat deja cât de frumos se reflecta soarele în perete. Deci o lumină atât de frumoasă, eu ador diminețile așa. Afară în continuare este foarte frig, m-am trezit și am dat drumul la centrală dimineață, pentru că afară în continuare este foarte, foarte rece dimineața. Astăzi trebuie și să pun niște hăinuțe la loc de pe uscător, pun o lenjerie de pat la spălat, așa că avem destul de multe de făcut și de rezolvat și astăzi. Dar în principiu începem un nou daily vlog, pentru că am observat că vă place, așa că vedem ce se întâmplă astăzi și vedem cum arată ziua mea astăzi. A part of us will never leave. Oh, wherever in the world you may be hiding. In a while. Haideți că am terminat monitorizarea fetelor din programul meu. Vreau să vă arăt ce o să mănânc astăzi, după care o să merg să-mi pregătesc tot ce am nevoie pentru acel reel pe care vreau să-l filmez pe Instagram. Așa că stați cu ochii pe contul meu de Instagram și pe contul celor de la NutriGo ca să vedeți rezultatul reel-ului. Dar, până una alta, haideți să vă arăt ce o să mănânc astăzi, ce am aici și apoi merg să mă apuc de pâinici și tarta aceea o voi face după amiază. Vreau să vă arăt și vouă ce se află aici. V-am obișnuit deja cu mesele de la NutriGo. Știți deja, avem 3 mese și 2 gustări. Prima gustare este cam întotdeauna o supă sau o ciorbă și a doua gustare este dulci. Așa că haideți să vă arăt ce o să avem astăzi. Deci arată atât de bine totul. O să vă spun vouă ce se află aici, dar o să le gustăm împreună puțin mai târziu. Vreau să termin de filmat tot ce trebuie să filmez pentru ei și abia apoi o să mâncăm și o să gustăm împreună. La micul dejun de astăzi avem tartă cu legume, conține ou, dovlecei, morcov, praz, tofu, ardei gras, sare de mare. Gramajul este între 150 și 200 de grame, cam așa arată. Ca întotdeauna arată foarte bine. O să vă filmez eu mai bine câteva cadre când o să le despachetăm pe toate. Prima gustare este o supă falsă de burtă și sunt atât de curioasă de această supă. Am văzut-o pe site la ei și atât de curioasă am fost de această supă. Conține ciuperci pleurotus, ceapă, morcov, păstârnac, țelină, smântână vegetală, usturoi, gogoșari murați, oțet, ulei de măsline, sare de mare și este de 350 grame.
Deci asta este o masă, practic asta este o porție într-un restaurant. Nu știu cum o gustari, eu v-am spus deja că la ei cantitățile sunt foarte mari. Și astăzi am tot meniul de la Slim Day pentru că eu încă sunt în deficit caloric. La prânz vom avea piept de curcan în sos de roșii, cremos și orez. Piept de curcan, ceapă, usturoi, ghimbir, piure de roșii, boia de ardei, coriandru, scorțișoară, suc de lămâie, iaurt, mozzarella, orez și sare. Gramajul este tot între 150 și 200 de grame. Deci arată atât de bine pieptul ăsta de curcan. La a doua gustare avem o prăjitură fit cu ovăz, banane și merișoare. Conține banane, ovăz, lapte vegetal, ouă, semințe de chia, praf de copt și nuci. Gramajul este între 60 și 120 de grame. Nu cred că vedeți voi cât de bine arată așa, dar v-am spus că o să mi le filmez eu și când o să le deschidem mai de aproape, să puteți și voi să vedeți cât de bine arată. Iar pentru cină avem fâșii din piept de pui caramelizate și piure de dovleac cu ghimbir. Conține piept de pui, dovleac, sos de soia, ghimbir, lapte vegetal, sare de mare. Gramajul este între 150 și 200 de grame. Deci, ce pot să vă mai spun? Nu prea le vedeți voi, pentru că ele vin atât de bine împachetate și atât de bine sigilate. Bun, merg să mă apuc de pâinici, după care o să pun să filmez ce trebuie să filmez pentru ei. Iar apoi o să degustăm împreună și o să vedem cum o să fie mesele de astăzi. Dar de fiecare dată când testăm mâncarea lor, eu sunt atât de curioasă și gândiți-vă că mâncarea este foarte sățioasă. Nu simți foame absolut deloc pe parcursul zilei pentru că avem porții foarte mari. Cantitativ este mult, dar gândiți-vă că am toată ziua senzația aceea de foame și că vreau să mănânc ceva datorită gustului. Vizual mi se face foame când văd cât de bine arată totul. Acestea o să fie mesele mele de astăzi. Revin la voi mai acuși când o să degustăm prima masă pe ziua de astăzi. Pauză de cafea. A venit Florin până acasă și a cumpărat cafea cappuccino cu caramel sărat de la pahar. Așa că îmi beau acest cappuccino și apoi ne reîntoarcem la ce avem noi de făcut. Haideți că mi-am filmat cadrele pentru ce aveam eu nevoie. Mai trebuie să mai trag doar un cadru mai spre seară, dar o să trag cu o gustare și cu o parte din mic dejunul ăsta. Așa că vreau să degustăm împreună mic dejunul din această dimineață și să vedem cum este. O să vă inserez pe ecran cadrele cu tot ca să vedeți, deși vi le-am citit odată dimineață. Dar gustăm împreună și vedem cum este. Oricum, cred că e bun, vă dați seama. Eu nu o să mănânc rucola de aici. Știți deja că eu nu mănânc rucola. Dar o să mâncăm tot ce este în rest. Deci arată foarte, foarte bine. E foarte gustos. Deci atât de multe variante au ei la mic dejun sau la prânz, așa, în genul acesta de tarte, foarte gustoasă este. O să pun să mănânc micul dejun de astăzi și vă mai arăt pe parcurs și restul meselor de azi. Toate ca toate, dar noi trebuie să ne apucăm de pâinicile noastre din linti. Am aici lintea care a stat la hidratat peste noapte. Ce vreau să fac acum este să o spăl foarte, foarte bine. Până îmi rămâne apa curată, ea a fost spălată și aseară înainte să o pun la hidratat, dar peste noapte s-a hidratat, cam așa arată, deci s-a hidratat foarte, foarte bine. Și ce vreau să fac acum este să o spăl și o să vă arăt ce o să facem după asta. O să urmăm aceiași pași, aceleași grămaji, aceleași ingrediente ca data trecută, doar o să punem temperatura care trebuie la cuptor. În rest o să fie exact aceeași rețetă. Am vrut să o refac ca să vă arăt exact cum trebuie să iasă și cât de pufoase și cât de gustoase ies ele când este temperatura cuptorului cea potrivită. Bun, vă arăt și ingredientele. Sunt fix aceleași ingrediente ca data trecută. Avem aici uleiul de măsline, apă, puțină zeamă de lămâie pentru praful de copt. Avem acolo tărâțele de psilium, puțină sare și linta pe care am spălat-o și am pus-o puțin la scurs
cât mi-am pregătit eu restul ingredientelor. Ne apucăm de treabă, punem totul în roboțel, între timp o să dau drumul la cuptor la 180 de grade ca să se încălzească cât o să pregătim noi totul, pentru că durează foarte puțin, cred că maxim 5 minute să trecem totul prin roboțel și apoi încă 2-3 minute să formăm biluțele pentru pâinici. Am ales de data aceasta să le fac un picuț mai mari. O să meargă la cuptor, 180 de grade, ventilație sus-jos și o să vi le arăt când o să fie gata. Cât îmi stau pâinicile mele la cuptor, o să vreau să îmi iau prima gustare pe ziua de astăzi, dar mai întâi trebuie să o încălzesc. Pun ciorbița la încălzit și revin la voi apoi. Prima gustare de astăzi, care este ciorba falsă de burtă, am și încălzit-o, după cum vedeți, este abur. Deci arată foarte bine și să știți că chiar miroase a ciorbă de burtă, parcă este fix ciorbă de burtă. O să gustăm, deși este un picuț cam fierbinte. Suflăm, suflăm. Deci asta cred că este cea mai bună ciorbă pe care am mâncat-o eu la ei. Parcă are fix gust a ciorbă rădăuțean. O să mai las puțin de el să se răcească, că este cam fierbinte. Și apoi o să termin de mâncat tot de aici. Între timp, trebuie să ne ocupăm de asta și de asta. Vreau să fac asta repejor ca să pornesc o lenjerie de pat la spălat. Așa că o să-l iau pe toate și o să le pun la loc. Sunt toate uscate, afară este soare și cald astăzi. Așa că vreau să întind o lenjerie de pat să se usuce și ea. Am pus în mașină de spălat lenjeria de pat, pe care urmează să o spăl. În acest stadiu sunt pâinicile mele. O să le mai las foarte puțin și apoi o să le scot și o să vi le arăt și vouă. Haideți că încet încet îmi finalizez tot ce trebuia să fac pe astăzi și totul merge foarte bine. Mi-a mai revenit și cu oboseala mea. O să-mi mai fac și o cafea, dar puțin de mai târziu, să-mi fie pe post de pre-workout pentru sală, pentru că o să aibă cofeină. Am terminat cu hăinuțele. Urmează să pornesc mașina asta de spălat cu lenjeria de pat. După care aș vrea să mănânc prânzul, ca să apuc să mănânc și masa aceasta înainte de sală. Și totodată o să vreau să gust și cina, pentru că mai am nevoie de câteva cadri pentru acel reel și vreau să gust acum de față cu voi și cina, ca de seară să pot eu să intrag cadrele liniștită, dar vreau să vedeți părerea mea și despre cină, așa că asta o să facem imediat, după care vreau să merg să mă spăl pe păr, pentru că ceasul este 2:30 acum, undeva în jur de ora 4 și un pic a trebuit să ajung eu la sală, așa că numai bine vreau să merg să mă spăl pe păr, ca să mi se usuce el, așa cât o să mă machiez eu și cât o să mă pregătesc pentru sală și apoi vedem ce mai facem astăzi. Mă bucur tare mult că încep să finalizez așa din lucruri și că totul este așa cum trebuie. De astăzi arată cam așa. Gustăm și vedem cum este. Orezul este simplu. Orezul este simplu, doar fiert, nu are nici măcar sare pe el, ceea ce este bine pentru că ține de gustul fiecăruia. Dar aici avem o explozie de sos. Deci sosul ăsta este ceva divin. Carnea este foarte fragedă. Deci este foarte gustos, foarte bun. Haideți să gustăm și cina. Deși o să o mănânc mai târziu, o să vreau să o gust și acum, pentru că o să am nevoie de ea ca să-mi termin de filmat mai spre seară. Nu o să mai fie lumină, așa că o să degustăm acum împreună și spre seară o să mănânc eu restul. Ia să vedem cum este aici cărnița, pentru că la prânz a fost foarte fragedă, dar vedem cum este și aici. Este gătită pe grătar, cred, sau pur și simplu tras așa în tigaie, un picuț rumenită. Nu este foarte sărată, este condimentată cât trebuie, este foarte fragedă, super bun.
Și aici avem un piure care are o textură foarte faină. Se simte foarte tare aroma de ghimbir. La fel, nu este foarte sărat, dar este super bun și are o textură atât de cremoasă, dar se simte gustul de ghimbir și e foarte bun. Mega gustos, mega gustos. Să știți că tot eu sunt, doar că m-am spălat trebejor pe păr și între timp mi s-au răcit pâinicile mele. Sunt așa foarte aburite și vreau să tai una ca să vă arăt cum este. Mi s-a terminat și mașina cu lenjeria de pat. Trebuie să-i dau o stoarcere și apoi să o întind. După care o să merg și să mă pregătesc și eu de sală. Vreau să mă machiez puțin del. Trebuie să-mi usuc părul, să-l îndrept. Îmi pun și eu fața de om, cum s-ar spune, de ieșit așa în lume. Dar am zis că vreau să vă arăt mai întâi pâinicile astea. Deci arată atât de bine. Nu vreți să știți cât de bine miros. Ia uitați ce frumoase sunt. Și vedeți, ele au crescut și sunt foarte pufoase. Ia uitați. O să tai una și o să vă arăt și cât de pufoase sunt pe interior. Deci v-am zis, singura chestie este că nu am setat eu temperatura cuptorului potrivită data trecută și cuptorul meu a rămas pe temperatura de la legume. Dar ia uitați cum arată și în interior. Acum cred că vedeți voi. Și uitați cât de pufoase sunt. Ia uitați. Și miros atât de bine, foarte, foarte bine miros. Și să știți că sunt mult mai sănătoase. Puteți să le tăiați pur și simplu în două și să puneți hummus sau avocado. Sau puteți pur și simplu să le mâncați așa pe post de pâinici. Pentru că sunt mult mai gustoase decât pâinica normală. Se fac foarte repede, aveți nevoie de puține ingrediente. Și ies delicioase, delicioase, delicioase. Dar eram datoare la voi cu aceste pâinici. Și am zis că haideți să vi le arăt și așa, cum se fac ele la temperatura potrivită din cuptor. Ele cresc și ies așa, fix ca niște pâinici pufoase. Și să știți că sunt foarte bune la gust. Da, cam asta este cu pâinicile noastre. O să întorc camera ca să vă trag un cadru și așa, ca să le vedeți voi mai bine. După care merg să mă machiez, să îmi usuc părul, să-l îndrept, întind și lenjeria de pat între timp. Și cam gata. Deci mie nu-mi vine să cred că am rezolvat totul pe ziua de astăzi și că am scos-o la capăt cu absolut tot. Trebuie să-mi mai filmez aici acasă două cadre pentru Instagram, pentru cei de la NutriGo. Mai trebuie să mai trag un cadru și de la sală și apoi gata. Când ies de la sală o să vreau să trec până la Kaufland ca să iau niște brânză cottage pentru că îmi trebuie pentru tarta de diseară. Și diseară o să facem tartă tot din linte cu spanac și telemea. O să iasă foarte bunuță și o să vă filmez și vouă. Pleacă la sală, fetelor, nu am mai vorbit cu voi, nu v-am arătat nici cu ce m-am îmbrăcat, dar am o pereche de colanți negri și pe dedesubt am o bustieră neagră în care o să mă și antrenez. Dar plec la sală, afară aproape se întunecă și am noroc că o să mă întorc cu Florin, pentru că nu-mi place să fim pe jos singură când e așa întuneric. Dar este atât de frig afară, deci nu vreți să știți cât de frig este. Am ieșit pe balcon să întind lenjeria de pat pe care am spălat-o astăzi și vreau să zic că este atât de frig. Așa că pornesc către sală, vă mai trag și vouă un cadru, două, trei, cât reușesc. Și după sală merg până la Kaufland ca să cumpăr ce am nevoie pentru tarta aceea din linte cu spanac și telemea. Dragilor, s-a ajuns acasă, în sfârșit. Am editat, am finalizat reel-ul pentru Instagram și mă bucur tare, tare mult că a ieșit foarte bine. Ce vreau să fac acum este să pun să mănânc repejor cina și gustarea dulce, pentru că nu am mâncat-o astăzi.
După care o să mă apuc de tartă. Cât o să-mi stea tarta la cuptor, o să merg și eu și o să mă demachez și o să fac o baie în cadă. Deci mă simt atât de obosită și mâine trebuie să mă trezesc tot de vreme, pentru că și mâine o să avem o zi destul de plină. Dar până una alta, asta vreau să fac acum, să pun să mănânc. O să vreau să pun să-mi beau și creatina pe ziua de astăzi, pentru că nu mi-am băut-o. După care revin la voi când încep să pregătesc pentru tartă. Bun, ne apucăm de tarta noastră de linte cu spanac și brânză. Dacă vă place brânza feta, folosiți în loc de telemea brânză feta, că o să iasă mai gustos. O să aveți nevoie de lindi, bineînțeles, de brânză cottage, un ou de găină, telemea, o ceapă, bineînțeles că o să aveți nevoie și de spanac. Eu am luat din acesta congelat, este pe fund pentru că l-am lăsat să se dezghețe. O să avem nevoie și de piper, sare și puțin ulei de măslini. Toate ingredientele o să se împartă în aluat și compoziție, însemnând că pentru compoziție o să avem nevoie de spanac, de telemea, ceapă, puțin ulei de măsline, sare și piper, iar pentru aluat o să avem nevoie de linte, de brânza cottage, ou și, bineînțeles, sare, piper. Eu mă apuc de treabă, o să revin la voi pe parcurs, o să vă spun și toate gramajele pe care le-am folosit, o să vă spun și toți pașii ca să vă fie mai ușor și să înțelegeți ce fac. Pentru umplutură am pus aici 200 de grame de spanac, să aveți mare grijă să fie decongelat, 80 de grame de brânză, 2 linguri de ulei de măslini, puțin piper și o ceapă medie pe care am tăiat-o cu culeții. Toată tarta, care va ieși din gramajele pe care vi le-am spus, o să aibă în jur de 850 de calorii, dar o porție o să aibă aproximativ 250 și 15 grame de proteină. Amestecăm compoziția și revin la voi apoi cu aluatul din linte. Aveți nevoie de 120 de grame de linte. Lintea mea a stat la hidratat peste noapte. Voi puteți să o lăsați și 2-3 ori înainte să o gătiți. Am mai adăugat și 120 de grame de brânză cottage, un ou, puțină sare, puțin piper și o lingură de ulei de măsline. O să trecem totul prin roboțel sau prin blender, în funcție de ce aveți. Să știți că aluatul nu o să iasă chiar ca un aluat, o să fie puțin mai moale, pentru că tarta noastră nu o să crească foarte tare, ea o să fie o tartă destul de micuță, nu o să iasă cantitativ o tartă din aceea mare, așa, pufoasă, dar o să fie super gustoasă și este o variantă mult mai sănătoasă, pentru că nu o să folosim deloc făină. Bun, avem aici aluatul, cam aceasta este textura lui. Avem aici și compoziția. Dacă aveți o tavă care să fie specială pentru o tartă, puteți să o folosiți. Eu nu am în casă, așa că o să pun în tava normală. Am pus folii de copt și ce o să vreau să fac acum o să fie să-mi răstorn aluatul cumva în mijlocul tăvii, pentru că el oricum o să se mai întindă puțin, dar nu vreau să-mi iasă o formă anume. Vă las oricum în descriere și TikTok-ul de unde am luat această rețetă. Tipa respectivă are o tavă Diana, eu nici din aceea nu am în casă, dar nici tarta ei nu are în mod special o formă anume, așa că tot ce contează este gustul, nu? Haideți că totuși parcă are o formă. Am pus o parte din aluat, după care am venit cu toată compoziția peste, iar la final am adăugat restul aluatului, cât să vină așa în completare puțin. O să meargă la cuptor la 180 de grade, cam 40 de minute, dar știți deja că eu orice rețetă o urmăresc. O să o pun la cuptor și revin la voi apoi când o voi scoate. Între timp pun să rezolv ce este aici, pentru că nu-mi place să rămână în bucătăria murdară. Vreau să las bucătăria perfect curată, ca atunci când o să fie gata tarta, să pot să o scot, să pot să merg să fac baie, să mă demachez și să mă pun în pat liniștită. Știind că mâine dimineață când mă trezesc, bucătăria mea este curată, pot să-mi fac cafea și să mă bucur de weekend, fără să mă stresez și fără să-mi stric ziua când o să mă trezesc și o să găsesc așa ceva. Am scos și tarta din cuptor, cam așa arată. O să o las să se răcească și o să tai o bucățică din ea ca să vă arăt și cum este pe interior. Pentru că telemeaua o să se topească și o să arate foarte bine.
Cam așa arată și tăiată. Am tăiat o bucată ca să gustăm și ca să vă filmez și vouă și să știți că este atât de gustoasă. Deci trebuie neapărat să încercați rețeta asta exact așa cu telea mea, pentru că este foarte, foarte gustoasă. Dacă aș fi avut o tavă mai mare, ea ar fi fost mai înaltă și nu s-ar fi întins așa de tare, n-ar fi fost atât de subțire, dar nu este nicio problemă, cu siguranță o să mai refacem această rețetă, pentru că este foarte sănătoasă. Gândiți-vă că nu are absolut deloc făină, are doar linti, practic aluatul este din linti roșii, brânză cottage și ou. Deci este atât de gustoasă, foarte, foarte bună este. Dar am vrut să vă arăt așa și cum este în interior. Haideți că eu voi face și încheierea clipulețului de astăzi aici, pentru că nu mai pot, sunt foarte, foarte obosită, cred că se vede pe fața mea. Dar urmează să merg să mă demachez, să fac un duș și să mă pun în pat. Ceasul este aproape 12 noaptea, iar eu sunt trează de la 7:40, cam așa. Și mâine dimineață mă trezesc la ora 7. Dar să-mi lăsați în comentarii și să-mi spuneți cum vi se par rețetele de astăzi și dacă o să faceți pâinicile din linte sau tarta aceasta cu spanac și brânză, să puneți pe story pe Instagram și să-mi dați și mie tag ca să pot să vă repostez. Tare mult m-aș bucura să văd că ați făcut rețetele mele. Rețetele mele nu sunt ale mele, vă dați seama că și eu le-am văzut în altă parte. Le-am făcut în casă, mi-au plăcut și le-am tot repetat, le-am tot făcut de mai multe ori. Cam acesta a fost clipulețul de astăzi. Dacă v-a plăcut, nu uitați să vă abonați. Puteți să mă susțineți și cu un like, iar noi o să ne vedem în clipurile următoare. O să vreau și mâine să încep un daily vlog. Nu știu dacă o să fie doar mâine sau dacă o să fie pe weekend, dar o să vedem, nu știu exact ce și cum. Să aveți o dimineață, o după-amiază sau o seară cât mai plăcută. Vă mulțumesc pentru vizionare, vă îmbrățișez și stați aproape că vor mai urma rețete foarte interesante. În ultima perioadă v-am mai spus eu că m-am axat cumva pe gust și nu neapărat pe aspect. De asta poate nu o să vedeți rețete care să arate vizual foarte bine, dar să știți că sunt foarte gustoase și important pentru mine, pentru noi, este că sunt sănătoase. Asta este ceea ce ne dorim noi, timp puțin în bucătărie, rețete cât mai simple, care se gătesc foarte rapid, din ingrediente puține, dar care să fie foarte gustoase și sățioase și sănătoase. V-am lăsat, merg să mă demachez, să fac duș și mă pun la somn. V-am pupat! Pa, pa!